Salutare! Astăzi vom rezolva un test de recapitulare pentru clasele 90 și vă propun următoarele probleme. Prima problemă. Arătați că modulul numărului complex Z este egal cu 5 minus 12i este egal cu 13. În primul rând, care este formula pentru aflarea modulului unui număr complex? Păi dacă numărul complex este de forma A plus IB modulul lui este radical din A pătrat plus B pătrat, unde A și B sunt coeficienții uh, părții reale și părții imaginare din număr. În cazul nostru, Z-ul va fi egal cu radical din 5 la puterea a doua plus minus 12 la puterea a doua, Adică 25 plus 144, ceea ce înseamnă radical din 169, adică 13. Problema numărul 2. Determinați coordonatele punctelor de intersecție dintre parabola asociată funcției f, definită pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale, unde f de x este x pătrat plus 5x plus 6 și axa Ox. Deci, determinați coordonatele punctelor de intersecție dintre parabola asociată funcției f de x și axa Ox. Ce facem aici, de exemplu, dacă graficul funcției intersectează axa Ox, în general, pentru a afla cele puncte, spunem că y este egal cu 0. Cum f de x este y, înseamnă că, de fapt, funcția noastră f de x este egală cu 0. Deci x pătrat plus 5x plus 6 egal cu 0. Vom afla cele două soluții, x1, 2 cu formula minus b plus minus radical din delta supra 2a, Delta este B pătrat minus 4AC, Asta dacă funcția este dată sub forma ax pătrat plus bx plus c, a, b și c sunt coeficientul uh, lui x la puterea a doua, coeficientul lui x și termenul liber. Și înlocuim în cazul acesta, laflăm aflăm pe delta. Delta este b la puterea a doua, adică în cazul nostru b la puterea a doua, minus 4 înmulțit cu a care este 1 și c care este 6, și îl aflăm pe delta 25 minus 24, adică 1. Ne întoarcem la cele două soluții și înlocuim cu minus b, adică coeficientul x minus 5, plus minus radical din delta, adică radical din 1 care este 1, supra 2 ori a, a e coeficientul x pătrat, deci 2 ori 1, 2. Prima soluție va fi minus 5 plus 1 pe 2, care este minus 2, adică minus 4 pe 2, minus 2, și a doua soluție este minus 5, minus 1 pe 2, care este minus 3. Deci punctele de intersecție ale graficului cu ax sau x sunt, să notăm a 1 primul punct de coordonate x1, minus 2 și y, care este 0, și al doilea punct, să spunem că este A2, de coordonate X-ul celui de al doilea punct, adică minus 3, și Y-ul care este tot 0. Problema numărul 3 este următoarea. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 3 la puterea x plus 3 la puterea x minus 1 plus 3 la puterea x minus 2 este egal cu 13. În primul rând, am putea să observăm foarte ușor că pe 3 la puterea x îl putem nota cu y. Dar, înainte de aceasta, haideți să rescriem un pic. 3 la puterea x plus ce înseamnă 3 la puterea x minus 1, înseamnă 3 la puterea x, ori 3 la puterea minus 1. 3 la puterea minus 1 este 1 pe 3, adică putem să scriem direct așa. Plus 3 la puterea x. Minus 2 înseamnă 3 la puterea x ori 3 la puterea minus 2 și după cum uh, știm foarte bine regula de la puteri, ceva la putere negativă este 1 pe uh, baza respectivă la putere. 3 la puterea minus 2 ar fi 1 supra 3 la puterea a doua, adică putem să scriem direct 1 supra 9, deci supra 9 egal cu 13. Aici spuneam că pe 3 la puterea x ori îl putem nota, să spunem notăm 3 la puterea x cu y și atunci ecuația asta ar fi de fapt y plus y pe 3 plus y pe 9 egal cu 13. Putem să aducem la același numitor, adică să amplificăm aici cu 9, aici cu 3 și aici cu 9. Și o să avem 9y plus 3y plus un y ar fi 13y supra 9, este egal cu 9 ori 13 supra, 3, supra 9, dar nu mai scriem numitorii, pentru că dacă avem în stânga o fracție cu numitor, la fel ca și numitorul funcției din dreapta egalului, nu mai este nevoie să mai notăm. Simplificăm prin 13 în stânga și în dreapta și de aici aflăm că y este egal cu 9. Dar noi l-am notat pe y cu 3 la puterea x, deci 3 la puterea x este 9, rezultă x-ul nostru este 2. Este un număr real, deci corespunde cerinței. Problema numărul 4. Zieți ecuația dreptei ce trece prin punctul A de coordonate 1-2 și este paralelă cu dreapta D X plus Y plus 1 este egal cu 0. Păi, în primul rând, cum arată ecuația dreptei în general? Să spunem că dreapta noastră este de prim și ea va arăta de forma ceva ori X plus ceva ori Y plus terme libere egal cu 0. Ce înseamnă că dreapta trece prin punctul de coordonate a 12 Păi, punctul acesta de coordonate aparține dreptei este echivalent cu a spune că X-ul și Y-ul punctului verifică ecuația dreptei. Adică A înmulțit cu X-ul punctului A, adică 1, plus B înmulțit cu, X, cu Y-ul punctului, B, punctului A, adică 2, 2Y, plus termen liber egal cu 0, și de aici avem prima relație, ce înseamnă că dreptele sunt paralele, da? spunem spune este paralelă cu dreapta D. D prim paralel cu dreapta D, paralelismul la două drepte, înseamnă că practic pantele lor și panta dreptei de prim și panta dreptei de sunt egale. Da, mai putem să mai spunem că raportul coeficienților după x, adică x, uh, 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 raportul coeficienților după x, adică numărul care se înmulțește cu x al dreptei de 1 de prim a supra a-ul celelalte drepte, 1, este egal cu B-ul de la D' supra B-ul de la dreapta D, adică 1. Asta este echivalent cu a spune că A și B sunt egale. Și avem două relații, prima și a doua. Putem să-l locuim în prima relație pe A cu B și o să spunem că B plus 2B plus C este egal cu 0. De aici rezultă că 3B este egal cu minus C, B-ul este egal cu minus C pe 3 și în continuare vom spune că este egal cu A. Ce am făcut? Am exprimat pe A și pe, pe A și pe B în funcție de aceeași necunoscută. Ne întoarcem la ecuația dreptei noastre. În locul lui A scriem minus C supra 3X plus, în locul lui B spunem minus C supra 3Y plus, C-ul rămâne neschimbat, este egal cu 0, împărțim prin C, și rezultă că ecuația drepte este minus x pe 3 minus y pe 3 plus 1 egal cu 0, aducând la același numitor minus x minus y plus 3 egal cu 0 și am putea să-l mulțim și cu minus 1. x plus Y minus 3 este egal cu 0. Aceasta este ecuația dreptei care îndeplinește condiția că punctul A de coordonate 1, 2 se găsește pe ea și faptul că dreapta noastră aceasta este paralelă cu dreapta X plus Y plus 1. Și problema 5 a testului și ultima. Arătați că sinus de 5 pi pe 6 este egal cu 1 pe 2. Păi, în primul rând, știm că piul este egal cu 180 de grade, sinus de 5 pi pe 6 este 5 ori 180 de grade pe 6. Putem simplifica 180 prin 6 și aici ne vor da 30 de grade. Deci este egal cu sinus de 150 de grade, care poate fi scris ca sumă de două unghiuri, dar 150 de grade poate fi scris ca 90 de grade plus 60 de grade. Aici vom folosi formula sinus de A plus B, dacă nu mai amintim, o să o notez eu aici, sinus de A plus B este egal sinus de A ori cosinus de B plus sinus de B ori cosinus de A, deci pentru sinus alternăm unghiurile de aici, deci o să fie sinus de 90 de grade ori cosinus de 60 de grade, plus sinus de 60 de grade ori cosinus de 90 de grade. Acestea sunt unghiuri pe care le cunoaștem. Sinus de 90 de grade este 1, cosinus de 60 de grade are valoarea 1 pe 2 adică echivalent cu sinusul în 30 de grade, pentru că sin și cos sunt funcții complementare, plus sinus de 60 de grade radical din 3 pe 2, ori cosinus de 90 de grade, care este 0. Deci, într-adevăr, răspunsul este 1 pe 2. Am arătat că sinus de 5 pi pe 6 este 1 pe 2. Sper că v-a plăcut acest test. Mulți spor în continuare. O zi frumoasă să aveți!